Primăria Cernavodă se implică în astfel de proiecte și vedem tot mai multe unități de învățământ care sunt reabilitate de la zero, lucrări care nu s-au făcut poate de ani buni de zile sau niciodată pentru aceste unități de învățământ de când ele au fost construite sunt realizate acum. Cum vedeți toate aceste proiecte? Da, Într-adevăr, de când am intrat în mandat, domnul primar, aici, aici a fost punctul foarte, a zis toate școlile, grădinițe trebuie să renovate, pentru că sunt lăsate într-un stadiu și nu s-au investit de, foarte mult timp. Și începând de la școala 1, 2, 3, 4, mergem în toate școlile, grădinițe și peste tot s-a investit ceva. Și vrem să le aducem la, la standarde. Într-adevăr, în grădinița 4, de exemplu, s-au luat bani de la Mederap. Deci au, au fost bani inițial veniți de la Mederap, Mederap, dar au fost aceste sume suficiente uh, pentru investiții? Nu au fost suficiente, asta vreau să vă spun. Au fost decât 750.000 de lei, care a însemnat exteriorul însemnând tâmplăria de PVC, izolarea, acoperișul, instalația electrică, sanitară și termicul, mobilierul și cam atât. Lucruri importante, dar insuficiente. Insuficiente și noi când am văzut că mai este necesar, s-au mai bugetat prin Consiliul Local, din bugetul local, încă 450.000 de lei. Care, mai mult de jumătate din sumă. Mai mult de jumătate din sumă, în care au fost schimbat toate ușile, gresiat, erau, bucătările erau insalubre, cădeau, cădea gresia și faianța de pe, de pe pereți. Deci era dezastru, nu puteam să o lăsăm așa. Domnul primar a venit în, în vizită în momentul în care se lucra și s-a văzut, s-a făcut un calcul, s-a făcut un deviz, s-a ajuns la concluzia că mai trebuiesc fonduri pentru, pentru a termina cu totul grădința și când ieșim de aici, asta e vorba dânsului, când am ieșit nu ne mai întoarcem și uh, am definitivat, toată lumea este super încântată, deci s-a terminat acum trei săptămâni, o lună de zile și în continuu se, se vorbește, se postează pe Facebook, deci e o, e o nebunie, a, a făcut furori grădinița aceasta, într-adevăr nu mai, nu ne mai întoarcem în grădinița asta. Arată ca o grădiniță privată, adică sunt standarde foarte înalte, sunt standarde de nu de oraș, ci poate de București sau de grădiniță privată. Cum au primit oamenii, eu știu, părinții, de ce nu cadrele didactice, toate toate aceste lucruri? Da, asta, asta vă spun, că toată lumea este super încântată, la început au fost super supărați că vă dați seama că s-a suspendat activitatea pentru o perioadă, dar acum toată lumea este super încântată, domnule, dacă era nevoie mai stăm încă șase luni, dar nu mai, nu mai, să fie ieșit așa. Deci este extraordinar. Toată lumea, vă spun, s-au terminat lucrurile de la începutul anului, s-a intrat aici, a început activitatea și acum încă văd postări pe, pe, pe Facebook și pe, pe media, despre grădinița 4. Deci, toată lumea e clar că este super încântată. Ne aflăm la grădinița cu program prelungit numărul 4 din orașul Cernavodă. Grădinița care a fost reabilitată, să zic așa, cu finanțare nerambursabilă de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin programul național de dezvoltare locală. Această grădiniță a primit o finanțare de 750.000 de lei de la minister, bani cu care a fost reabilitată clădirea în întregime. Adică s-au schimbat ferestrele. S vorbind făcut... De exterior, da. Da, vorbim de exterior acum. S-a făcut um, um, izolarea exterioară, s-a făcut acoperișul. În interior s-a lucrat la instalația sanitară, instalația electrică, instalația termică. Uh, și totodată, după cum de altfel puteți să observați și dumneavoastră, s-a achiziționat un mobilier modern, viu colorat, uh, material didactic de bună calitate pentru copiii noștri. Efectiv, grădinița a căpătat o nouă față, să zic așa. Noi investim în astfel de obiective, în primul rând pentru copiii noștri. Și, după cum de altfel se poate observa, ceea ce noi am reușit să facem prin această reabilitare și modernizare a grădiniței, am adus un plus pentru copii, în primul rând și totodată pentru părinții care și aduc copiii în această în această grădiniță. Sunt niște lucrări care erau necesare la această grădiniță. Este o grădiniță construită în 1974, dacă nu mă înșel. Nu a fost consolidată și nu a fost renovată în sistemul ăsta care este acum de atunci necesita o reparație capitală, lucru care s-a făcut prin cu ajutorul primăriei, prin PNDL 2, iar din partea școlii s-au făcut toate lucrurile necesare pentru a avea un învățământ de performanță, lucru care se vede și va exista un învățământ de performanță în această instituție. Au primit părinții și cadrele aceste lucrări și tot ceea ce s-a realizat aici. Așteptau de foarte mult timp, chiar nu mai credeau că se va realiza acest lucru, le-am promis că se va realiza acest lucru, având discuțiile cu primăria, cu Consiliul Local, știam că se va realiza. Părinții chiar au fost de acord să-și țină copiii două luni jumate acasă, pentru că au fost necesare două luni jumate de a aduce grădinița în stadiul în care este acum din punctul meu de vedere, încă nu este terminată. Ce ar mai fi de făcut? O, multe, multe. Spuneați că e o grădiniță care rivalizează cu grădinițele private chiar asta mi-am și dorit, să se vadă că o grădiniță de stat poate să aibă condițiile unei grădinițe private. Uh, materiale didactice care trebuie aduse la zi, uh, spațiu verde de afară, locul de joacă de afară care va intra uh, din câte am înțeles, am fost informat de către primărie că s-au alocat banii de către Consiliul Local în momentul când se va aproba bugetul, va da căldura, se va realiza și acest lucru. Este imperios necesar un spațiu de joacă pentru copii. Aici ne aflăm la creșa numărul 1 din orașul Cernavodă. Este un obiectiv care la fel a primit finanțare nerambursabilă de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Creșa a beneficiat de o finanțare de 765.000 de lei de la minister, aia. ban cu care s-a reabilitat exteriorul, s-a refăcut acoperișul, s-au schimbat geamurile, totodată s-a cumpărat mobilier după cum puteți observa, frumos colorat pentru copii și de asemenea material didactic cu care doamnele să se pot ocupa cât mai bine de copiii noștri. Suntem foarte mulțumiți. Este o schimbare, este cald așa cum era și atunci când ați venit, dar acum este mai cald. Copiii vin la mânecă scurtă, la pantaloni scurți ca vara. Suntem, sunt mulțumiți, ne -am, am primit și jucările care le-am avut în dotări, am primit și corpurile de uh, jucării, de mobilier, da. Este foarte frumos. Cop copiii sunt fericiți, iar părinții sunt mulțumiți. M Așteptați să iasă așa de bine, să fie așa de frumos? Uh, da, mă așteptam. De ce să nu? Chiar mă așteptam să iasă bine și să fie totul bine. Cum apreciați ajutorul primăriei în această situație? Ați primit tot ceea ce sperați că o să primiți? Da. Da, eu sunt de doi ani aici și este o mare schimbare. Și mulțumim celor de la primărie pentru ajutorul dat și pentru că ne susțin în ceea ce vrem să facem noi pentru copii și pentru viitor.